Eu sunt Andrei Pop, sau Andrei de la Inceptus România, că o să, poate așa o să țineți minte, și am venit astăzi în fața voastră să vă spun câteva lucruri despre economie socială și despre proiectul ăsta al nostru care se numește Air for Social. În primul rând să vă spun cine suntem noi, că poate mulți dintre voi nu știți. Inceptus România este un ONG, o organizație non-guvernamentală, dintre alea faine, că sunt tot felul de organizații non-guvernamentale, asta e dintre alea faine, înființată în Cluj-Napoca în 2010 de un grup de prieteni, printre care și eu, că sunt membru fondator și președintele asociației, care, cu toate că rola pe ăsta scrie că are 10 ani, ăsta e un rol care are 4 ani vechime, că noi avem 14 ani. Și de-a lungul timpului, noi ne-am ocupat, în general, cu proiecte în domeniul resurselor umane și am fost suficient de harnici și de inspirați încât să obținem finanțări nerambursabile în așa fel încât să ne menținem activitatea până în zi de azi. Printre cele mai importante proiecte pe care noi le-am gestionat sunt proiectele în care am fost administrator de grant. Administrator de grant înseamnă că noi am obținut niște finanțări nerambursabile, după care am reușit să finanțăm mai departe un număr de peste 150 de startup-uri în diverse domenii de activitate. În România, finanțări nerambursabile pentru startup-uri sunt de două tipuri. Sunt astea ale Ministerului Economiei, despre care ați auzit cu siguranță că sunt atractive la prima vedere, cum ar fi femeia antreprenor care tocmai se lansează, sau Startup Nation, cu care probabil că ați interacționat majoritatea dintre voi. Sunt programe bune și nu prea. Și sunt câteva programe foarte bune, dar numai câteva a avut România de când gestionăm fonduri europene. Un program meteoric se numește Diaspora Startup. Este singurul program de finanțare a românilor din diaspora și n-a avut decât o singură ediție. Noi am fost administrator de grant pe Diaspora Startup, unde am finanțat peste 50 de oameni din toate colțurile lumii care au ales să se întoarcă în România și să-și deschidă propria afacere. În poza aia de acolo îi vedeți pe o parte dintre ei. O să vă spun câteva lucruri și despre contextul lor și despre ce fac ei acum. Un alt program similar cu Diaspora Startup este România Startup Plus. Probabil că ați auzit și despre România Startup Plus. Este un program similar cu Diaspora Startup, dar s-a adresat persoanelor din România care doreau să-și înființeze propria afacere. Am finanțat și singurul program din România dedicat studenților, care s-a numit Inotech Student. Și cam astea sunt programele de tip startup pe care Ministerul Fondurilor Europene le-a lansat de când lucrăm noi sau de când suntem membri în Uniunea Europeană. A mai fost o ediție a finanțărilor pe economie socială similare cu cel pentru care ați venit astăzi aici, dar pe programul acela noi nu am fost administrator de grant. De ce sunt mai bune finanțările de tipul Diaspora Startup România, Startup Plus sau Inotech Student decât Startup Nation? Știți voi? Poate să-mi spună cineva de ce sunt mai bune astea? Că ai garanția că vin banii. La Startup Nation ai garanția, da? Ai un suport, administratorul de grant, de fapt n-ai un suport, o să vedeți că ai un control, mai bine zis. Sunt câteva avantaje. Opa, ceva am făcut eu. Asta a fost prezentarea. Ține, nu știu ce am făcut. Intră în stand-by. De ce e mai bun... De ce sunt mai bune programele astea? Programele astea sunt mai bune în primul și în primul rând din perspectivă financiară, pentru că sunt singurele programe care lucrează cu avans. Ele îți dau bani în avans și dacă îndeplinești niște condiții, îți dau și restul de bani. Deci nu trebuie să ai banii tăi, nu trebuie să faci credit punte, nu trebuie să-ți verifice banca banii, tu lucrezi cu bani. Asta e în primul rând. Un al doilea mare avantaj este că înainte să începi afacerea
Cineva stă de capul tău și atât îți rafinează planul ăla de afaceri și nu te lasă să obții finanțare, decât dacă planul tău de afaceri chiar e real, chiar poate să facă, să supraviețuiască. La Startup Nation, foarte probabil, dacă n-ați fost deja, o să deveniți clienții unei firme de consultanță care să vă scrie un plan de afaceri suficient de atrăgător încât să obțineți finanțare, dar nu-i sigur că restaurantul ăla chinezesc o să vă meargă în dej, sau nu-i sigur că planul ăla de afaceri pe care vi l-a scris consultantul o să funcționeze. Foarte probabil că nu o să funcționeze. Statisticile pe Startup Nation sunt mult mai îngrijorătoare decât ați aflat din presă. Un alt avantaj este că în timpul implementării, după cum ați spus, orice cheltuială este verificată de către noi și nu vă lăsăm să greșiți sau să faceți cheltuieli aiurea. Toate cheltuielile pe care le faceți sunt verificate, deci sunteți în siguranță. Și iar foarte important, înainte să începeți afacerea, aveți parte de, pe lângă cursul ăsta în care vă învățăm tot ce trebuie să știți despre antreprenoriat și în cazul nostru antreprenoriat social, o să beneficiați și de consultanță financiară și juridică, în așa fel încât toate necunoscutele pe care le-ați putea avea înainte de a începe afacerea să le puteți rezolva. Și practic noi ne dorim să aducem la scară mai mică, în regiunile nord-vest și centru, ceea ce își dorește Ministerul Fondurilor Europene și ce și-a propus la nivel național. Și anume vrem să facem, să dezvoltăm antreprenoriatul social în domenii cu valoare adăugată, în zona asta de nord și centru a Transilvaniei. Și dacă ar fi să sintetizez în doar câteva cuvinte ce ne dorim să facem în următoarele 30 de luni, este să finanțăm 23 de afaceri cu echivalentul în lei a 91.000 de euro, să vă determinăm să creați planuri de afacere suficient de mature încât să poată susține 6 locuri de muncă și să vă determinăm să credeți suficient de tare în afacerea voastră încât să cofinanțați afacerea cu 10% din suma pe care o aveți acolo. Ăsta este un calendar așa al planului pe care noi îl avem. Ne-am început la 1 iulie 2024. Și ne propunem ca în 30 de luni să parcurgem tot drumul ăsta de la punctul 1 la punctul 7. Prezentarea asta are scopul să vă motiveze, dar o să încerc foarte mult să vă și demotivez pe parcurs și să încerc să vă atrag în proiect, în proiectul nostru sau în proiecte similare, că mai sunt și alți administratori de grant, numai dacă înțelegeți ce urmează să vi se întâmple, dacă o să vă înscrieți în genul ăsta de proiect. În perioada asta de vară, până de Moș Nicolae, în perioada aia de iarnă, noi trebuie să identificăm 131 de oameni ca voi, care să se potrivească cu criteriile noastre de selecție și pe care să îi cursăm într-un curs de antreprenoriat social. Curs care se va desfășura online și curs care, în care noi o să dăm tot ce ține de noi și o să avem trainerii cei mai dedicați în așa fel încât să vă învețe ceea ce trebuie să știți, să vă dezvoltați planul de afaceri, să-l rafinați și să includeți și componenta de economie socială. Ăsta e un curs lung. Deci sunt cursuri și cursuri. Sunt cursuri de 40 de ore, sunt cursuri de 60 de ore, asta e un curs lung. De 180, nu? 180 de ore. Ce înseamnă că e un curs de 180 de ore care trebuie să termine într-un interval de câteva săptămâni? Înseamnă că o să fie intensiv și înseamnă că o să ceară, de la cei care se înscriu la curs, o să ceară răbdare și o să ceară să fie, să nu bombăne și să zică că e prea mult, de ce ne-am băgat aici? E un curs pe care trebuie să-l facem și vom organiza mai multe serii de curs cu 28 de participanți. Nu intru acum în detalii legate de curs, dar o să primesc întrebări de la voi dacă o să fie cazul. Dar ce vreau să vă spun, că eu am participat în calitate de cursant la mai multe cursuri. Un genul ăsta de curs
E un curs lung, da? Care testează un pic răbdarea participanților și a trainerilor, dar e făcut în așa fel încât să scoatem cele mai bune planuri de afaceri la final. După ce terminăm cursul ăsta, o să motivăm financiar pe cei care o să-și obțină certificatul și o să le dăm și o subvenție de 900 de lei, care poate pare prea puțin, dar atâția, sau nu știu, mult, dar atâția bani putem să dăm oamenilor care termină cursul. Iar voi la final o să aveți un plan de afaceri. Fie că vă gândiți să vă deschideți un cabinet stomatologic sau o pizzerie sau fiecare ce își dorește să-și deschidă, va trebui să aibă un plan de afaceri suficient de bun cu care să se înscrie într-un concurs de planuri de afaceri. Că așa funcționează finanțările astea. Sunt foarte asemănătoare cu arena leilor, atâta că lipsește partea aia de umilință când te ceartă aia că n-ai făcut bine și că e pe bune. Da? O să depuneți un plan de afaceri care o să fie evaluat după niște criterii foarte transparente pe care voi o să le puteți vedea și pe care o să și voi singur o să vă puteți autoevalua și scopul vostru este să obțineți cât mai aproape sau chiar 100 de puncte. Pe lângă asta, o să vă cerem și un testimonial video în care vrem să vedem că sunteți oameni, da? Și că ceea ce ați scris acolo e asumat, că înțelegeți ce ați scris acolo și că chiar vreți să se întâmple, mă rog, povestea aia frumoasă din planul de afaceri. Dă înapoi că n-am terminat. Bun. După ce evaluăm planurile de afaceri, 23 dintre voi o să fie fericiții viitori câștigători ai finanțării. Da? Și cu cei 23 o să intrăm într-un cantonament de la intensiv, la munte, nu la munte, o să fie un cantonament virtual, în care o să vă învățăm tot ce trebuie să știți despre cum înființezi și cum autorizezi o structură de economie socială. O să primiți consultanță juridică și financiară și tot ce aveți de făcut și o să vă înființați o structură de economie socială. Că va fi o firmă sau că va fi altceva, o să discutăm la momentul potrivit. Cu noua structură înființată, Asociația Inceptus România în calitate de administrator de grant o să semneze un contract de finanțare cu drepturi și obligații de ambele părți. Na. Și noi o să ne obligăm că vă dăm niște bani, ăia 91.000 de euro, și că o să avem grijă de voi, să nu vă lăsăm să faceți lucruri ciudate, și voi vă asumați că faceți fix ce a spus în planul de afaceri. Nimic altceva. Da? Adică o să ziceți, da, am vorbit serios, n-am glumit cu restaurantul chinezesc în Dej, chiar o să-l fac și o să implementați planul de afaceri. Timp de 18 luni o să aveți o persoană, la care noi spunem monitor, așa în limbajul nostru, care o să aibă, o să vă monitorizeze, că de-aia e monitor, tot ceea ce faceți. Nu vă mai ajutăm, vă monitorizăm. Asta timp de 18 luni. Și după ale 18 luni, aveți 13 luni în care o să fiți pe cont propriu, noi numai să vă urmărim de la distanță, în care trebuie să supraviețuiți și să vă luați zborul tot mai bine. Cine se poate înscrie? Nu se poate înscrie oricine. Dacă pe programul Diaspora Startup se puteau înscrie persoane care locuiau în străinătate și voiau să întoarcă în România, în proiectul nostru se pot înscrie doar persoane care au domiciliu în mediu urban, deci buletin, locuim în mediu urban, în regiunile centru sau nord-vest. Din cauza că este un curs de specializare, fie aveți studii superioare, fie dacă aveți doar studii medii cu bacul luat, ar trebui să aveți un atestat profesional sau un certificat de calificare. Aici sunt întrebări la partea asta. Cum vă puteți înscrie? Da. Totdeauna... Aici... Înscrierile sunt individuale, că după aia eu formez o echipă și o să vă dau și un exemplu de ce cred că e bine să ai o echipă, sau o să vi-l dau chiar acum. Dacă o să întrebați orice contabil sau orice om care are firmă,
cu vechime, o să vă zic că să nu vă faceți firmă cu prieteni sau colegi, că nu o să fie bine, că o să vă certați. Și o să vă zic că nu-i bine să ai mai mult de un asociat, că dacă 300% o să vă certați pe parcurs. Asta e ce o să vă zic că ei. Într-o finanțare de genul ăsta, în care ești contratimp și ai o presiune destul de mare, eu vă recomand să căutați să obțineți finanțarea dacă și numai dacă ideea voastră e deja validată, deci dacă ideea voastră e deja validată, și dacă credeți că aveți suportul familiei și poate a unor prieteni sau colegi care să se alăture proiectului vostru. De exemplu, mie mi-ar plăcea să, nu știu, într-o vreme cred că îmi plăcea foarte mult ideea de a avea o cafenea, nu știu, mi se părea, mergeam prin cafenele și mi se părea, uite ce cool ar fi să am și o cafenea, să fie ca în filme. Dar ideea că niciodată n-am fost cârciumar sau n-am lucrat într-o cafenea și 100% n-aș ști cum să mă aprovizionez, m-aș prinde poate după un an cum mă aprovizionez, mi-ar fi foarte greu și probabil că aș falimenta. Un exemplu destul de bun ar fi vecina mea, Cilo, care stă în scară cu mine, care face torturi la negru. Deci ea face torturi, vinde torturi, în fiecare sâmbătă vin mașinile și iau torturile de acolo. Are deja o bază de clienți, calitatea fără îndoială că e foarte bună. Și pentru ea, dacă s-ar asocia cu încă o Cilo, sau încă vreo două, ar putea să scoată în loc de 15 torturi pe weekend, să scoată, nu știu, 60 de torturi, și ar putea deja să facă pasul mai departe. Dar dacă ne-am pune noi de la masa asta să facem torturi, nu o să iasă. Chiar dacă unul dintre noi poate se pricepe, pentru că nu avem clienți, nu avem desfacere, nu știm să facem. Bun. Din 131 de locuri pe care le avem, sunt împărțite în felul ăsta, momentan sunt împărțite în felul ăsta. Fiind un proiect pe economie socială, caută și persoane din categoriile astea pe care să le încurajeze. Căutăm persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Persoanele alea sunt persoanele care nu lucrează și își caută un loc de muncă. Da? Sunt diferite de șomeri. Șomerii sunt care deja au făcut un pas în față și s-au dus și până la JOFM și au zis nu lucrez, vreau să fiu indemnizat și ajutați-mă să-mi găsesc un loc de muncă. Aia e altă categorie. Căutăm tineri între 30 și 35 de ani, oricare ar fi forma lor. Că-s mulțumiți sau nemulțumiți, ăia-s bun, ca între 30 și 35 de ani. Căutăm persoane din grupuri dezavantajate pe piața muncii, printre care sunt tineri niți, persoane cu dizabilități și, surprinzător sau nu, femei. Femeile sunt subreprezentate antreprenorial în România și probabil că în Europa de Est și sunt considerate în continuare grup dezavantajat. Deci, dacă ești femeie, e un loc foarte bun să obții finanțare. Și căutăm și șomeri. Șomerii, știți cine sunt șomerii, ăia care nu lucrează și s-au și dus să zică chestia asta unei autorități și ei și pe ei căutăm. Despre curs v-am amenințat deja, cum o să fie. Adevărul că o să fie intensiv. O să lucrăm probabil 4 zile pe săptămână, o să fie fiecare zi o să aibă o parte practică în care o să primiți teme de la formatori. Temele sunt făcute în așa fel încât nu să vă îngreuneze viața, ci să vă ajute să lucrați la planul de afaceri și ritmul în care lucrați la temele alea o să țină doar și doar de voi, deci nu o să fie o presiune pe voi pe partea practică. Dar trainerii sunt acolo să vă răspundă la întrebări și să vă ajute. Și o să fie și o parte teoretică în care o să trecem prin toate modulele cursului. Ăsta e planul pentru curs. Aici nu o să intru în module, că n-are rost să discutăm. Dacă o să vă intereseze, o să aflați. După cum v-am spus, sunt 180 de ore, 60 teorie, 120 practică. Și la final o să vă dăm un certificat frumos verde și o să vă virăm 900 de lei în cont și poate dacă ne întâlnim și o brioșă de la Cilo, că v-am zis că suntem vecini. Bun. Am pus și chestia asta în prezentare. Dacă vreți să scanați cu telefonul vostru QR code-ul ăla, o să vi se deschidă o pagină în care puteți să scrieți care credeți că voi că sunt grupurile vulnerabile vizate de economia socială.
No. Și aveți 80 de secunde să scrieți acolo și după aceea citim cu toții. Nu. Nu apare, nu? Nu-i nimica. O să discutăm atunci. Intenția am avut, dar nu. Data trecută a mers. Să nu scrieți în chestionar acolo la feedback, să trecem peste chestia asta. Nu știu ce să zic. Bine. Da, da. Dă la următorul slide atunci ca să pot să vă spun. Deci, în România, grupurile vulnerabile sunt definite prin legea 219 și prin legea 292 a asistenței sociale. În general, nu o să vă citesc astea, sunt acele persoane care au dificultăți de la o zi la alta. Și sunt mai multe categorii de persoane. O să trecem la următorul slide și o să vedeți. Dar sunt persoane care clar au nevoie de asistența statului sau a cuiva ca să poată să își ducă viața cât de cât în condiții decente. Ramu, dacă îmi dai următorul slide, te rog. Bun. Astea sunt toate persoanele de categorii vulnerabile definite conform legii în România. 1. Persoane care sunt în sistemul de protecție a copilului. Da? Sau care ies din sistemul de protecție a copilului. Sunt poate cele mai vulnerabile persoane din România. Da? Persoanele care beneficiază de ajutor de stat potrivit legii. Le putem găsi, sunt liste cu ele, fiecare unitate administrativ-teritorială de la orice comună, la orice sat, are o listă cu persoanele din categoria asta. Persoane care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, persoane solicitante de azil sau beneficiarele protecției internaționale, persoane fără adăpost sau homeless, persoane aflate în risc de a-și pierde capacitatea de a satisface a nevoilor zilnice de trai și astea sunt toate categoriile de persoane. Cu alte cuvinte, dacă afacerea voastră socială dorește să ajute pe cineva, trebuie să identificați o categorie de genul ăsta și să spuneți câte persoane sunt, de unde sunt și cum îi ajutați. Ca să vă dau un exemplu concret. Noi suntem la rândul nostru și antreprenori sociali. Mica noastră afacere se numește Tiny Transylvania. O puteți căuta pe Google, este o structură turistică. Facem turism clasic. Sunt 3 căsuțe pe roți, 3 tiny homes, care sunt aici la Casele Micești, în Feliac, la marginea pădurii, foarte frumos, idilic, așa, cum vă puteți imagina. Și noi ne-am asumat că din profit vom realoca 90% în fiecare an către 6 fete minore din centrul de plasament Luminița, cred că se numește, din Cluj-Napoca, care, din păcate, sunt și mame. Deci sunt niște fete minore care au la rândul lor copii, care au extraordinară nevoie de ajutor, pentru că sistemul de stat le ajută cât poate să ajute, dar vă dați seama cam câtă direcție le poate da. Și atunci noi avem 3 programe prin care le ajutăm concret. Le oferim consiliere psihologică, le oferim inclusiv produse la final de an sau ce au ele nevoie, dar știm clar cine sunt ele, cum le cheamă, unde le găsim și cum le ajutăm. Tiny Transylvania cred că e în anul 4, în anul 5, da? Și de la an la an profitul nostru a crescut și intensitatea ajutorului a crescut. Atunci când vă gândiți să deschideți un startup în economie socială, nu vă gândiți la neapărat la ceva, nu știu, azile de bătrâni, că lumea tot timpul asta se gândește, că dacă e economie socială, înseamnă că trebuie să fac ceva social. Puteți face absolut orice vreți, în afară de câteva chestii despre care o să vă zic, dar la final, trebuie să știți clar că din profitul vostru o să ajutați niște oameni care sunt vulnerabili și o să spuneți clar cum îi ajutați. Da? Da și nu. Când o să vedeți care sunt categoriile de angajați, o să vedeți că printre ei se pot afla și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă,
care în cazul ăsta sunt și persoane care lucrează azi, dar ele se gândesc să-și schimbe direcția în carieră, oricare dintre noi poate fi în căutarea un loc de muncă, oricât de bun ar fi jobul de azi, și pot fi femeile. Da? Și practic puteți angaja cam pe oricine dacă optați pentru o structură clasică. Dacă optați pentru o întreprindere de inserție, cum avem noi, acolo sunt niște condiții mai speciale de autorizare și de angajare. De exemplu, noi avem două persoane care sunt persoane cu dizabilități angajate în firmă. Dar asta e doar o excepție. Sunt și avantaje în momentul în care devii întreprindere de inserție sau întreprindere de economie, în economie socială, pentru că poți obține diverse avantaje. Publicitate stradală gratuită, cred că e una dintre ele. Poți să soliciți sediu, da? De la primăria din localitate și ar trebui să fie în măsură să-ți pună la dispoziție. Și sunt și alte avantaje, dar există clar avantaje. S-a întâmplat ceva? Păi noi nu le-am solicitat, dar ne-ar fi ajutat. Ne-ar fi ajutat, da. Cred că pentru sediu o cerut de la un moment dat la primăria Feleacu. Cred că am avut o cerere. La primăria Feleacu funcționează acum chiar dacă s-a filmat, o să zic, funcționează lucrurile bine. Da. Funcționează bine lucrurile și n-am primit, dar teoretic se pot primi. Zi-te unde un pic aici. Da. Da. Păi da, deci eu vreau să nu uitați că chiar dacă suntem într-o clădire fancy în centrul Clujului, suntem încă în România, Europa de Est. Teoretic avem acces și vom avea de la an la altul tot mai mult. Dorință este și din partea lor, dar cumva conceptul de economie socială e relativ nou pentru toată lumea, dar ușor, ușor, cum spunea și Tunde, o să fim mai mulți. Acum sunt câteva structuri de economie socială relevante sau de care ați auzit și voi. Dar în câțiva ani o să fie mai multe și o să ne bage tot mai mult în seamă. Era acolo întrebarea, așa-i? Te referi la scutiri de taxe și impozite? Zi tu unde tu. Și în țări nordice, răspândite, da.
Păi, hai să ne întoarcem. În primul rând, identificăm cui dăm. După cum ai văzut, noi am ales 6 fete, știm exact unde le găsim și știm ce nevoi au. Da? Pormă la final de an, noi știm cu ce profit lucrăm și știm cu suma pe care o putem aloca. Noi de la început am spus ce o să facem pentru ele și știam că ele o să aibă nevoie de consiliere psihologică și de un pic de ghidare în viață. Și atunci am plătit efectiv psihologi care să lucreze cu ele. Și mai spune-te unde, că mai sunt alte. Ce mai fost? Da. O să vă dau aici un exemplu practic. De exemplu, Tiny Transylvania, primul an de activitate, fără profit. Al doilea an de activitate, profit 4.600 de lei. Din alea 4.600 de lei, 90% a reprezentat 4.000 de lei. Din 4.000 de lei, efectiv serviciul pe care l-am plătit era un terapeut care a lucrat cu mamele. Anul 2, profitul crește, 29.000. Am introdus suplimentar ședințele de terapie, adică am mărit întâlnirile cu psihoterapeutul, am cumpărat diverse chestii care aveau nevoie pentru bebeluși, igienizator și așa mai departe, pe baza listei lor de nevoi și am încercat să organizăm o tabără pentru ei, astfel încât să iasă în natură. Anul acesta, în funcție de ce profitam, anul viitor o să recalibrez programele sociale. Dar ideea e că în contabilitate, asta cum se reflectă, ea e contabilizată pe un cont de cheltuială socială. Și când predau la contabilitate facturile, scriu efectiv pe factură. Cheltuială socială pentru XY persoana. Și persoana aia respectivă e înregistrată la mine în evidență și o raportez anual. Sau îl raportăm anual. Deci cam așa funcționează. Nu e nimica science fiction. E foarte ușor. Chestia asta o să învățați și la curs. Da. Nu vreau să intrăm foarte în detalii acum, dar în principiu asta am înțeles. Pe lângă asta, noi avem și un program prin care primim efectiv în structurile astea turistice, primim mame, care single moms, care își cresc singure copii și care vin și stau gratuit acolo. Dar imaginați-vă că aveți, nu știu, cabinet stomatologic și oferiți consultații sau lucrări stomatologice pentru grupurile alea vulnerabile. Sau aveți altceva, nu știu, un fast food și puteți trece la cheltuieli sociale. Am făcut o paranteză de 20 de minute acum. Bun. Da, concursul de planuri de afaceri. Concursul, v-am spus, va fi, se vor evalua din punct de vedere administrativ, adică să vedem că aveți toate documentele acolo sau tot ce trebuie să le aveți. Ala se evaluează cu da și nu, adică are anexa asta, are chestia asta, are. Acolo ești eliminat dacă nu ai ceva. Și se va evalua tehnico-financiar pe baza unei grile de evaluare. Unde o să primiți puncte? Macheta planului de afaceri este predefinită. O să aveți un număr maxim de caractere, nu o să puteți scrie mai mult decât vă lăsăm noi să scrieți și nu o să puteți să bateți câmpii altundeva decât să răspundeți la niște întrebări pe care noi o să vi le punem acolo. Și la final, după cum v-am spus, o să încărcați un fișier video în care o să, nu știu, în 3 minute o să spuneți tot ce trebuie să spuneți. Fix asta am zis, cu evaluarea. No. Finanțăm teoretic aproape orice. Nu se finanțează activități care țin de agricultură, pescuit și acvacultură, producție primară de produse agricole, tot ce ține de transformarea și comercializarea produselor agricole, export către țări terțe și transport rutier. În afară de asta, teoretic, puteți să încercați orice. Acum, din experiența celorlalte programe, pot să vă spun că unele idei de afaceri par foarte atrăgătoare atât pentru voi cât și pentru noi și suntem entuziasmați când le vedem, dar proba timpului a demonstrat că nu prea duc nicăieri. Ce o să vă spun acum e subiectiv. Deci s-ar putea ca voi sau alții să mă contrazică la un moment dat.
În primul rând, ca să funcționeze, înseamnă că voi deja faceți activitatea respectivă, într-un fel sau altul. Fie că lucrați, nu știu, într-o fabrică de șosete și știți cum se fac șosetele, asta vă permite să aveți acces teoretic la un flux de producție, să-l înțelegeți și aveți acces și înțelegeți piața. Asta e unul. Al doilea lucru este că, în general, activitățile astea care sunt foarte atrăgătoare în domeniul producției software, subiectiv vă spun, nu prea funcționează, pentru că e foarte greu în alea 18 luni, voi cu încă 5 prieteni, să faceți un produs suficient de matur care să se bată cu produsele companiilor similare care sunt mult mai mari, cu bugete un milion de ori mai mari și cu resurse de marketing mult mai mari ca ale voastre, e foarte greu că în perioada aia voi să puteți să rezistați. Am avut situații când s-a întâmplat asta, dar sunt mai rare. Și iarăși, să vă dau exemple concrete. Pe Diaspora Startup ne-am întâlnit la hotel, la Golden Tulip, ne-am întâlnit 60 de oameni entuziasmați din toate colțurile lumii. Unii pe care am văzut acolo nu-mi dădeau încredere. Deci era, mă gândeam, mamă, cum o să fie? Și vreau să vă spun că unele din persoanele respective azi au afaceri foarte, foarte tari în România. De exemplu, era un băiat care era din Italia, locuise în Italia și care spunea că vrea să-și deschidă o pizzerie și în afară de faptul că o lucrat el oarecum într-o pizzerie și de energia aia debordante pe care o avea, nu îți părea genul de persoană la care să-i dai 50.000 sau cât am dat noi atunci. Și vreau să spun că astăzi cu nevastă sa are cea mai faină pizzerie din Călăraș, îți mutați acolo, lucrează 6 zile din 7. Și e fantastic. I-am dus la toate televiziunile, au venit să-i filmeze. La un moment dat, la Ministerul Fondurilor Europene, era o chestie și ne ruga de la minister să ducem pe cineva ca să se laude cu ei. L-am dus pe Cătălin Mihaiu. Deci foarte fain. La o prezentare similară la Dublin, tot așa, sală plină, la un moment dat apare în ușă cineva îmbrăcat în bucătar cu coif în ăla pe cap și auzise că era o conferință pentru diaspora. Am văzut că își notează ceva și vreau să vă spun că după 11 ani de Irlanda, acum s-a întors la Târgu Mureș și are, cred că, cel mai bun fast food sănătos din România, se numește Green Kitchen. Dacă ajungeți în Târgu Mureș și intrați la Green Kitchen, vă spune, fantastic. Dar am avut și afaceri care păreau foarte, foarte faine la început. De exemplu, aveam un băiat care vrea să facă biciclete din bambus. În primul rând că nu sunt biciclete din bambus și te gândești că o să se vândă, că hipsterii o să vrea biciclete din bambus. Atâta că ritmul lui de producție și hărnicia lui permitea să facă cam o bicicletă la 3 luni și aia nu neapărat cea mai bună. Și cu tot entuziasmul lui, bicicletele din bambus au rămas la nivel de garaj și de idee frumoasă, dar nu vedeți plin de biciclete din bambus prin Cluj acum sau altundeva. Dar nu înseamnă că nu s-a chinuit și o dus-o până la final. Un alt exemplu este un service auto. Un nene din Franța a venit cu tot entuziasmul și a cumpărat echipamentele, avea și oameni angajați, dar nu și-a obținut autorizarea. Și practic a stat luni de zile fără să poată primi mașini în service din cauza că n-avea autorizare de la ISCIR sau mai știu de la cine îi trebuia autorizare. Deci sunt tot felul de probleme care pot să apară. Da. L'Angolo e pe Iugoslaviei, e o stat în Italia și, da, dacă vreți să mâncați pizza bună și să auziți și o poveste bună, ei sunt. Dar sunt multe. Iar am avut un proiect care se numește House of Compulsion și fetele au un fel de, cred că e un fel de casă de mod acum în toată regula. Nu? Dacă vedeți fetele astea care apar pe scene la concerte sau la vedete, de obicei sunt îmbrăcate de la House of Compulsion. Și scumpe tare chestiile alea pe care le vând. No, bun. După aia v-am spus, după aia 23 dintre voi o să beneficieze de toate chestiile astea, care pe scurt sunt
O să facem ore în privat cu voi, o să facem meditații pe parte de financiar și juridic și o să mergem în vizite de studiu la întreprinderi sociale și o să întrebați pe aia ce le-a fost lor greu și o să facem în așa fel încât să nu vă fie vouă greu. Următorul ram. Când am terminat partea asta de consiliere, după aia voi o să vă înființați structurile de economie socială și în iunie 2025, deci aproximativ de azi într-un an, o să semnăm contracte de finanțare. Important, în momentul în care semnăm cu voi contract de finanțare, câștigătorul planului de afaceri nu trebuie să fie acționar majoritar în altă întreprindere. Nici măcar un PFA, ca să poată fi considerat startup-er. Dacă vi se pare asta o problemă, vă asigur că nu e o problemă. Oricând putem să devenim acționari minoritari în firma noastră, chiar dacă firma noastră e ceva fantastic, găsim pe cineva să ne preia. Da? La început am spus că o să încerc să vă demotivez pe cât pot și o să încerc să vă motivez. Asta e una dintre părțile importante motivaționale. Se va acorda o tranșă întâi, în valoare de 50% din valoarea finanțării. Da? O să cerem, banii ăștia noi nu-i avem în cont, deci să nu vă gândiți că avem 1,5 milioane care stau în cont și când o să ne sunați voi o să vă virăm banii. Nu, noi o să așteptăm foarte probabil până în luna 4-a, da? Timp în care voi obțineți acreditarea întreprinderii voastre ca întreprindere socială, e un dosar care trebuie depus. Vrei să spui ceva? Exact. La ambele, la ambele. Noi suntem de inserție, dar și cealaltă. Practic, ai tot un dosar de autorizare, atâta cât-s diferite. Nu. Nu, asta a fost opțiunea noastră, nu are nicio legătură. Nu, nu avem încă grile de punctaj și nu vom pune asta în grile de punctaj. Nu are și nu, deci noi am optat pentru chestia că așa am vrut noi să facem. Noi am vrut să mergem all-in să fie social, așa ne-am gândit noi la momentul ăla. Da? Dar nu trebuie neapărat. Și atunci mă întorc la bani. Voi o să aveți primele luni în care o să vă organizați pe acolo, o să vă închiriați spațiul la în care vreți să vă desfășurați activitatea, poate să faceți achizițiile, de fapt nu o să faceți achiziții, o să vă pregătiți dosarele de achiziții și o să vă obțineți autorizarea. Poate în luna 2 deja o să aveți autorizarea și o să veniți cu cereri pentru prima tranșă, o să ziceți vrem bănuții. Noi o să centralizăm toate cererile voastre și o să depunem o cerere de finanțare către Ministerul Fondurilor Europene. E foarte important de știut, Ministerul Fondurilor Europene, cu toate că au un nume frumos de minister, sunt tot partea Guvernului României. Fiind partea Guvernului României, înseamnă că ei vor plăti, că sunt oameni serioși, doar că e posibil să existe întârzieri cauzate de diverse probleme. Din experiență vă spun că întârzierile nu sunt mari, dar trebuie să înțelegeți că s-ar putea să fie chestiune de zile, săptămână, săptămâni. Dar se vor plăti. Dacă avem ghinionul să fie august, când lumea e în concediu pe la minister, s-ar putea chiar să existe. Dar de obicei oamenii muncesc cât pot ei și se întâmplă. Dar trebuie să înțelegeți că lucrăm cu statul român. Bun. Ați creat cele șase locuri de muncă. E important că cele șase locuri de muncă pot să fie și cu normă parțială, cu condiția ca norma parțială să nu fie mai mică de 4 ore. Mărimea normei va fi dată în descrierea pe care o veți face voi fluxului de producție sau fluxului de prestări servicii. Voi o să spuneți, Cilo este cofetar, ea lucrează 4 ore pe zi și încă 2 cofetari alături de ea vor lucra 4 ore pe zi. Dorel este șofer, lucrează tot cu 4 ore pe zi, pentru că atât are el nevoie să lucreze. Și mai avem o contabilă cu 4 ore pe zi. Dar trebuie să descrieți de ce sunt 4 ore pe zi și de ce va funcționa cu 4 ore pe zi dacă o să alegeți jumătăți de normă. Și toți o să alegeți jumătăți de normă. Bun. Și tranșa a doua
O să fie începând cu luna 6 de implementare, care estimăm noi că o să fie decembrie 2025, până maximul luna 10 de implementare. Până aici sunt întrebări la partea asta. Nu. Erau la anumite programe, dar la programul ăsta nu. Programul ăsta urmărește, sau ce urmărim de la voi, este să vă respectați ce a spus voi în planul de afaceri. Și dacă reușiți să respectați ce a spus voi în planul de afaceri, chiar puteți aduce mici modificări. Prin act adițional o să spuneți că vreți să faceți mici ajustări, dar în general trebuie să faceți ce ați spus acolo. Nu, mai rău. O să fie pentru lunile, deci cel târziu luna 4 trebuie create, s-ar putea în primele luni să nu le creăm. Până te trezești, poți să le creezi, până luna 4, le ții până luna 18 cel puțin, după care mai ai încă 13 luni de sustenabilitate. În cazul în care îți pleacă cineva, că se poate întâmpla să-ți plece cineva, ai 30 de zile să-l înlocuiești. Mai de mult, nu era specificat clar în contract ce ți se întâmplă dacă nu-l înlocuiești. Aici îți spune clar că ce ți se întâmplă și nu te ceartă nimeni, dar ți-a bănuți. Îți ia niște bănuți când ai făcut că te-ai îndepărtat de la ce ai promis. Este o sumă clară care se cere și cred că e vreo 15.000, nu? Da, de leuți. Da. Aș vrea să nu zici asta, să nu le zici, tot timpul nu vreau să zicem suma asta. Nu vreau să calculați, să cuantificați voi ce înseamnă salariile astea, că nu mi se pare corect. Voi trebuie să vă gândiți dacă afacerea voastră poate genera suficienți bani încât să dea de lucru la 6 oameni cu jumătate de normă. Da? Că noi știm câți bani costă și ideea e că vă puteți cheltui din finanțare. Dar după 18 nu o să mai aveți finanțare și o să vă treziți că doar din veniturile voastre trăiți. Și atunci trebuie să fiți foarte siguri. Pot să susțin activitatea asta. Da. În contract. Da. Cu sigur. O să fie o anexă la contract. O să fie clar. Da. Da. Păi tot mai ți-o zis, că-s vreo 15.000 de lei. Legate de bani, concret cam asta e. Restul o să vedeți când o să vină contractul. Asta se întâmplă numai dacă chiar aveți în minte activități infracționale, dar nu o să vă lăsăm. Asta n-aș vrea. Deci încă o dată, dar nu vreau să discutăm. Deci, voi nu o să fiți în situația asta. Poftim? Un singur ce? Păi da, un rinic pentru aia, că noi ne descurcăm cu unul. Dar ce vreau să vă zic? Niciodată nu a fost situații în care să dea cineva bani înapoi. Numai dacă aveți ceva planuri foarte, foarte bine puse la punct infracționale, prin care reușiți să luați banii și să plecați și să nu vă găsim. Dar nu o să se întâmple. Voi nu trebuie să vă gândiți așa. Trebuie să vă gândiți. Sunt în stare să cumpăr PAL
și, nu știu, picioare metalice suficient de multe încât să fac 100 de mese pe lună și să dau de lucru la 6 oameni. Că dacă nu sunt stare și mi se pare chestia asta că mă apasă, înseamnă că, nu știu, mă duc înapoi la Emerson sau unde lucrez acum și e ok. Nu vă gândiți la chestia asta, că nu, niciodată nu o da nimeni bani înapoi și sper să nu fiți voi primii să vă dea la televizor pe urmă că ați dat bani înapoi. Sau, să vă dau un alt exemplu, eu acum, dacă m-aș duce la alt administrator de grant, nu știu dacă aș mai avea neapărat energia sau dorința pe care am avut-o acum 5 ani. Că vă spun sincer că nu e ușor să fii, știți probabil, sau nu e ușor să fii antreprenor, chiar și mic, din ăsta care face 4.000 profit pe an. Nu e ușor să fii nici din ăla. Dar, de exemplu, acum, dacă mi-aș găsi, să zicem, cumva resurse de energie și dorință, poate că aș vrea să duc activitatea asta de ghid montan, că sunt și ghid montan mai nou în weekend, și m-am gândit că poate aș putea cu alți ghizi montani care sunt în stare să lucreze și să ducă turiști pe munte în fiecare weekend, să fim măcar 4 la început, dacă nu 6, care să știm foarte clar câte ture putem face pe lună și să ne asumăm împreună o responsabilitate atât de mare. Că e mare, destul de mare responsabilitatea. Deci, dar la noi situația e că ne și pricepem, ne și place și deja știm și piața. Dacă ar fi să mă apuc acum de la zero, nu m-aș apuca. Dar merge ce o zis tine, fie cu membrii familiei, fie cu prieteni care înțeleg că e posibil să vă certați la un moment dat. Bun. Mă duc la următorul slide. Era o întrebare? Da. Da. Mie îmi pare rău că n-a zis de la început că avem două proiecte. Ăsta e Air for Social, e pentru urban și celălalt se numește Inceptus Solidar și ăla e pentru rural. Acolo e tine de project manager și acolo poate vorbi cât vrea ea. Acolo o lăsăm să zică cât vrea. La altă prezentare, alea sunt mai lungi alea, vă gândiți. Așa. Și toate finanțările nerambursabile sau rambursabile, după cum v-am zis, o să vă ceară ceva la schimb. La proiectul pe rural trebuie, bineînțeles, să faci afacerea în mediul rural și trebuie să, pentru o sumă mai mică, nu obții așa mulți bani, obții doar 65.000 de euro, se creează doar 4 locuri de muncă. Dar, în general, condițiile sunt destul de asemănătoare și etapele concursului. Deci și rural și urban. Da? Bun. În alea 18 luni, cineva o să vă monitorizeze. Nu mai avem voie să vă ajutăm, avem voie doar să vă monitorizăm. Monitorizarea aia, de fapt, e un ajutor indirect, dar teoretic noi vă controlăm. Ne uităm cum cheltuiți subvenția. Ne uităm dacă ați angajat cele 6 persoane și le mențineți locurile de muncă și ne asigurăm că nu vă pierdeți atestatul de întreprindere socială. Menținerea testatului necesită îndeplinirea anumitor condiții și dacă aveți noroc, o să vă vină și în control să vă vadă. Nu o să aveți toate lucrurile în regulă și o să vă spună să le reglați și voi o să le reglați. Dar e gestionabil, nu e nicio problemă. Dar cum să nu? Răspunsul la toate întrebările complementare e forever. Da. Gracias.
Da, întrebarea cred că era dacă puteți la un moment dat să nu mai fiți întreprindere socială, să fiți ceva altceva, și răspunsul e nu, și dacă decideți treaba asta, trebuie să vă preia altă structură similară. Deci dacă intrați și faceți treaba asta, înțelegeți că cu structura asta sunteți întreprindere socială. Cred că Dragoș întreba dacă după 3 ani el se gândește hai că am fost suficient de social 3 ani și acum vreau să fiu capitalist pur, și răspunsul e că voi trebuie să rămâneți întreprindere socială pentru că asta v-ați asumat că faceți. Adică ar fi și absurd să începi cu avântul ăsta și să ajuți oameni și după aia am obținut finanțarea asta și după 3 ani îmi fac o schimbare de statut. Deci mi se pare că așa e insinuat. Nu, glumesc. Știu că n-ai zis asta, dar poate am înțeles eu că ai zis asta. Și cred că trebuia clarificat asta. Deci rămânem întreprindere socială. Exact. Da. Da, poți să te angajezi și chiar vă recomand să vă angajați și vă recomand să vă implicați direct dacă o să ajungeți să fiți și voi să fiți piesa principală din... Să nu, mai am și prieteni care mă mai întreabă, dar nu mai bine îmi cumpăr eu 3 mașini care o să facă Bolt sau o să facă nu știu ce și aia să-mi producă mie bani. Deja sună rău toată chestia asta. Deci sună rău. Trebuie să vă implicați voi și trebuie să vă pricepeți la treaba aia. Da. Da. În 90%, quantumul profitului poate varia. Poate să fie foarte mic sau spre zero, sau poate să fie foarte mare. Dar 90% din foarte puțin sau foarte mult, ăla trebuie să-l dăm. Și ar trebui totuși să avem, în părerea mea, un standard minim asumat. Adică chiar să putem să aducem un mic impact pentru persoanele pe care le-am identificat în... ca fiind vulnerabile. Că despre asta e vorba. E un ajutor indirect pe care îl dăm unor persoane vulnerabile. Bine, hai să mergem la următor. Am zis asta. Bun. Și după aia, 13 luni, nu o să mai fim noi, o să fiți voi pe cont propriu, în care trebuie să mențineți locurile de muncă și să mențineți atestatul de întreprindere socială, timp în care e posibil să aveți vizite de verificare. Foarte probabil că nu o să aveți, dar puteți pica într-un eșantion de verificare. Și sunt multe autorități ale statului care ar putea să verifice situația asta. Dar pe scurt, dacă ați trecut cele 18 luni și sunteți în perioada asta, ar fi foarte bine pentru voi să meargă lucrurile sau... să aveți suficiente resurse încât să susțineți locurile de muncă, de asta ar însemna că ați greșit ceva pe parcurs și am greșit noi că v-am lăsat să ajungeți acolo. No, bun. Acum... Păi, foarte scurt o recapitulare. Sunt 30 de luni. Programul nu-i pentru oricine. Vă încurajez și totodată vă descurajez să vă înscrieți. Dacă vă înscrieți, înarmați-vă cu răbdare. Dacă vă înscrieți, înțelegeți că e o șansă pe care în exercițiul ăsta de finanțare e unică. Nu o să ne mai întâlnim cu ea decât prin 2029 sau cine știe când o să lanseze. Dar dacă sunteți, să zicem, în căutare în loc de muncă sau femeie sau altă categorie și vreți să faceți ceva, cam acum ar fi un moment bun.
Dar să nu vă plângeți că e cursul lung, să nu vă plângeți că e birocrație, să nu vă plângeți că nu știu ce, că cu toate astea e mult mai bine decât orice altă variantă. Dacă și numai dacă putem să înțelegem și să susținem locurile alea de muncă. Atâta se cere de la voi. Zi. Aia e altă situație, nu. Noi vrem atunci. Atunci este o șmecherie. Nu, noi verificăm atunci care e situația. Noi căutăm startup-uri. Da? Mi s-ar părea ciudat ca la o săptămână după să revii iar acțiunea mă vuritară. Adică, nu știu. Nu 50-50, ca să fii minoritari 49. Da, da, sau n-ai voie să fii majoritar, asta e o discuție. Dar ideea e că reglezi repede. Adică oricine, oricât ar fi de milionar, poate regla chestia asta dacă vrea. Adică nu e o problemă. Știi? Nu e chiar așa grav. E grav, dar nu e chiar așa grav. Nu e chiar așa grav. E fix ca un copil, dar nu așa grav. No, dar pe scurt, că dacă o lăsăm pe tine, o să vă zic că despre microbul antreprenorial încă 15 minute. Nu e ideea. Ideea e că nu vă băgați dacă vi se pare că nu e pentru voi. Da. Numai puțin tinde, că tinde? Numai puțin. Extrasul de cont. Păi tu o să-ți alimentezi contul și o să faci cheltuieli cu el. Doamne ferește! Păi tu nu mai ești persoană fizică. Noi nici nu vorbim cu tine ca persoană fizică. Vorbim cu tine ca entitate nouă înființată. Păi nu o să-ți... Tu din luna 1 până luna 18 va trebui să cheltui și cofinanțarea ta. De ce nu? Da. E cofinanțarea ta. Da? Dragoș, vrei ceva? Că te văd nelămurit. Da, imediat am. Da. Nu o să vă cerem de... Noi vrem ca pe lângă cei 91.000 să cheltuiți și voi în cheltuieli din planul de afaceri, asumate în planul de afaceri, încă 10%. Banii pot intra toți odată printr-o creditare, pot intra trimestrial sau lunar, nu contează, și sursa banilor iară nu e foarte importantă pentru noi. Important e voi să cheltuiți bani. Trebuie să aibă în cont deodată sau cum iară? Să zicem că plătiți salariile primele 2 luni, să zicem că v-ați angaja oamenii din prima, că așa vreți să faceți. Sau plătiți chirie din prima. Încă n-ați avut acces la prefinanțarea de 50% și plătiți voi. Da, pe asta zic. Anterior, după momentul semnării contractului. Suntem în iunie 2025. Voi n-aveți bani în cont în iunie. Nici în iulie poate n-aveți bani în cont. Dar voi să generați cheltuieli. Creditați și aia e cofinanțare. E de la 10%. E de la 10%. Noi încă lucrăm la grilă, dar nu
cred că o să încurajăm foarte mult, că nu vrem să dezechilibrăm foarte mult așa, dar încă ne mai certăm prin birou și mai lucrăm la asta. Bun, mai aveți un pic de răbdare. Da, da, da. Lasă, nu, lasă că se vedem. Încă nu știm că... Încă nu știm. Nu știm încă. Nu. Acum zilele astea ne gândim. Da. Da. Doar individual. Doar individual. Dar, de exemplu, în... piciula de 3 minute, eu aș spune chestia asta. Eu vin singur în fața voastră și vă cer 90.000 pentru planul meu de ghid montan, dar mai am încă 3 băieți care super certificați, super calificați, care o să fie alături de mine. Adică poți să spui chestia asta și inclusiv ei pot deveni părți din companie ulterior. Dar tu răspunzi personal de tot. În timpul implementării ești singur. Ești singur responsabil. Dar ulterior ei pot să devină părți. Îmi pare rău pentru voi. Ce să fac? Da. Și eu sunt peste. Adică, e și, poate ați fost voi condiționați de faptul că, de exemplu, aveți într-un puțin că persoane care sunt oferă locuri de muncă. Și pentru mine, o chestie de genul, o persoană care îi oferă locuri de muncă, ea abia e capabilă să fie responsabilă pentru ea însă. Da, da. Dar poți fi responsabilă pentru alți oameni care angajează și eu atunci să fie responsabilă pentru ce o misiune. Da, da. Ai foarte mare dreptate, dar tu trebuie să înțelegi că noi lucrăm cu materialul clientului, care sunt liniile asumate de Guvernul României în fața Uniunii Europene. Ei știu că în România nu sunt structuri de economie socială, știu că sunt grupuri vulnerabile și încearcă să rezolve o parte din problemă, finanțând proiecte în economia socială și implicând grupuri vulnerabile. Eu știu că nu sunt multe persoane între 30-35 de ani. Știu că dacă ești în căutarea unui loc de muncă, e greu să-ți asumi responsabilitatea asta, dar toate chestiile alea, noi n-am fost sadici când am scris proiectul și le-am ales cele mai grele. Pur și simplu, astea sunt criterii pe care le-am... Da. Da. Eu acum... Da. Da, da. Eu nu zic ce să faci, Doamne ferește. Dar dacă vrei să intri, trebuie să te încadrezi la una din categoriile alea. Da, deci trebuie să fii. Știu, știu, am înțeles. Da. În anul 2024 trebuie să n-ai 36. Da, da. Anul ăsta. La celelalte condiții, în momentul în care intri în operațiune. Da? Da. În momentul în care intri în operațiune, trebuie să îndeplinești condiția asta. Operațiune e un termen, un limbaj de lemn de-al nostru, când vă luăm un proiect. Când intrați cu toate documentele în proiect. Da. La prima zi de curs. Da, la prima zi de curs. La prima zi de curs îi... Spune-te, rog. Păi... Acum, adică ești mai dezavantajat? Da, nu ai 30 de ani. Da, dar și la femei, aici, dacă ne întoarcem un pic acolo, din păcate, momentan, nu sunt foarte multe locuri pentru femei, mai multe locuri sunt pentru încăutarea unui loc de muncă sau... Până... Tot anul ăsta ar trebui să împlinești. Adică când te luăm în operațiune, trebuie să ai 30 de ani, de fapt, scuze. Când te luăm în operațiune.
Oricum, eu acum s-ar putea că Ramos se uită cu reproș la mine. Cred că am ratat câteva chestii, o să fac eu o scurtă recapitulare, dar mai luăm câteva întrebări, dacă mai sunt. Zi, te rog. Păi nu, asta am spus, că în momentul în care semnezi contractul, tu nu trebuie să fii acționar majoritar. Da. Ăla e momentul pe care noi îl verificăm. Bun? Da. Noi acum lucrăm la grila asta de evaluare și vrem să vedem dacă are rost să punem niște plafoane pe anumite tipuri de cheltuieli, cum ar fi cheltuieli salariale sau alte tipuri de cheltuieli. Încă nu știm cât de mult o să restricționăm plata salariilor, că nu vrem să încurajăm teoretic afaceri care să-și dea toți banii pe salarii, că cumva sunt vulnerabile, dar în general, pe baza unui deviz de lucrări sau pe baza unor facturi sau contracte, puteți face cam orice care justifică, adică cheltuieli justificate, inclusiv un deviz de lucrări pentru o reamenajare sau dotări sau mai știu ce, echipamente, softuri și așa mai departe. L-ai definit în felul următor. Tu acum, dacă intri în categoria aia, o să dai o declarație pe proprie răspundere că ești în căutare în loc de muncă și nu lucrezi. Nu te mai trimitem la JOFM, că dacă te trimitem la JOFM, o să-ți facă un dosar ca pentru șomaj, care o să fie suficient de demotivant pentru unul dintre voi. Și încercăm, pentru că și noi am fost beneficiari și știm ce înseamnă asta, încercăm să nu ajungem să vă cerem treaba asta. Încă dezbatem, dar eu cred că și sunt convins că nu o să vă cerem mai mult decât o declarație pe proprie răspundere. La momentul în care vei deveni antreprenor social, n-ai voie să ai PFA. Poți. Asta am zis, da. Dar când înființezi afacerea socială, nu trebuie să ai PFA. Da? Scuze. Asta e o discuție destul de lungă. Există și întrebări la helpdesk și afaceri finanțate pentru care eu aș fi zis că nu-s ok. Se pare că procesarea produselor, primarea produselor agricole se referă până în momentul în care ajung ele în depozitul tău. Nu pot să zic sigur dacă, de exemplu, cu prunele pe care le-am luat de la producător și fac magiun, nu sigur dacă asta e procesare primară, deci nu pot să răspund, dar o să punem întrebarea la helpdesk și o să vă spun. Dar, în general, evit să răspund asta, că nu sigur. Aia altceva. Aia nu e procesare. Asta cu magiunul e un exemplu bun, că asta poate fi interpretat ca procesare primară, dar nu... Aia nu, aia clar nu. Da. Da. Păi poate n-am fost eu clar. Noi căutăm 130 de oameni. 131. Ăștia 131 îi căutăm exact cum facem noi azi, prin campanii online și așa mai departe. Perioada de căutare este până în toamnă. Na. Din ăștia 131, împărțiți în felul ăsta, noi o să finanțăm 23. Dacă la un moment dat o să simțim că am putea primi mai multe femei și, nu știu, să primim mai puține persoane în căutare în loc de muncă, o să încercăm, poate, să facem un act adițional în care să suplimentăm numărul ăla din cauza că e cererea mare. Da. Da.
Noi vom evalua proiectele, după cum am spus, din două puncte de vedere, administrativ și pe tehnico-financiar, în ordinea punctajului. Nu, dar așa se vor aranja oricum. Adică ei vor, natural o să avem, probabil, din toate categoriile. Probabil. Da. Ai zis că faceți un act adițional prin care poți să migreze dintr-o categorie? E posibil să faci, numai că actele adiționale astea, e luptă, ne luptăm. Adică un act adițional... E ușor să faci o schimbare de sex, dar... E mai ușor. E mai ușor și durează mai puțin. Păi outsourcing-ul nu export. Outsourcing-ul export, dar... Activitatea e de producție, adică tu faci niște servicii, că ți le cumpără niște străine, nu e export. Nu. Nu sigur, nu 100% sigur, dar sunt aproape sigur și o să mă interesez. Am vrut să zic că sigur, dar ne filmează și o să zică că... Da. Ești aproape sigur. Bine. Acum, Ramo vrea să fac o recapitulare foarte scurtă și după aia poate vă mai vin întrebări după recapitulare și dacă nu vă mai vin după aia putem să încheiem și discutăm și separat. Mulțumim că ați rezistat până aici. Foarte, foarte pe scurt. Totul pornește de la website-ul proiectului, airforsocial.inceptus.ro. Aici aveți în partea dreaptă de sus și pe tot pe landing page butonul de înscriere aici. Acea înscriere înseamnă că vă înscrieți în proiect dacă nu ați făcut-o deja. Miza înscrierii în proiect, pentru început, presupune participarea la cursul de competențe antreprenoriale, cursul de antreprenor în economia socială. Apoi, alte serii de curs pe care le planificăm să înceapă undeva la mijlocul lunii octombrie. Deci, practic, sunt trei tranșe de începerea cursurilor. Cursul, cum a spus Andrei, se finalizează cu un examen. E un examen care se va ține tot online, la fel cum va fi și cursul. Examenul presupune completarea unui test grilă și completarea unui plan de afaceri, o machetă de plan de afaceri pe care veți lucra la cursul de competență, la cursul de antreprenoriat, la acea parte practică. Veți primi anumite fișe de lucru, anumite secțiuni din planul de afaceri pe care îl veți completa și acea formă de plan o veți susține la examen. După ce aveți examenul luat, deci doar persoanele care au obținut certificatul se pot înscrie la concurs, la concursul de planuri de afaceri. Revin la website-ul proiectului. Tot pe website-ul proiectului, la secțiunea concurs planuri de afaceri, va fi publică și va fi disponibilă metodologia de concurs. Când spunem noi metodologie de concurs, acela va fi un document care va conține foarte multe anexe. Acolo, în metodologie, va fi reglementat inclusiv termenul de depunere a planurilor de afaceri. Acolo veți afla cât timp aveți la dispoziție să vă pregătiți planul de afaceri pentru concurs. Va fi un număr de zile, 5 zile, 10 zile, 15, 20 de zile urmează să aflați din metodologie. Deci, practic, aveți timp să rafinați acel plan de afaceri pe care îl veți depune la concurs, spre evaluare. Ce înseamnă concursul? Cum bine v-a spus Andrei, planurile de afaceri se depun online. Toți absolvenții cursului de competențe antreprenoriale vor obține un username, o parolă, un cod de acces în platformă. În acea platformă se depun planurile de afaceri împreună cu un pitch. Revin la acea metodologie de concurs pe care o veți găsi disponibilă la sfârșitul lunii august pe website. Acolo veți găsi criteriile după care se evaluează planul de afaceri pentru concurs. Va fi o grilă de verificare administrativă, după bifă, da, nu, da, nu. Doar acele planuri de afaceri care întrunesc da la toate criteriile vor trece în etapa de evaluare tehnico-financiară. Toate planurile vor fi verificate de către un juriu independent de noi. Când se întâmplă asta? După cum spuneam, la un anumit număr de zile, după finalizarea fiecărei serii de curse, depun planurile de afaceri. Rezultatele vor fi afișate undeva în luna aprilie. Nu știu dacă am foarte important de reținut.
Tot referitor la calendar, deci în aprilie avem rezultatele, în luna mai, iunie, urmează acea perioadă de consiliere, consultanță și mentorat, în care, cum bine vă spunea Andrei, noi vă putem sprijini cu dosarul, cu tot ce e nevoie pentru obținerea atestatului de întreprindere socială. Contractele de subvenție se semnează în luna iunie, la sfârșitul lunii iunie, cu entitatea nouă înființată, adică acel SRL sau ONG, care încă nu este întreprindere socială, este doar un SRL, care încheie contractul de grant împreună cu noi, Asociația Inceptus România, pe suma fixă de 455.000 de lei. Acolo, în contract, veți găsi absolut toate obligațiile, inclusiv va fi prevăzută în contract și acea modalitate nu foarte fericită de calcul a corecțiilor financiare, adică cât costă în bani un loc de muncă întârziat timp de o lună. Acolo vor fi toate informațiile. Apoi, referitor la calendar, perioada iulie 2025, decembrie 2026 este perioada când se implementează planurile de afaceri și se cheltuie subvenția de minimis, așa îi spunem noi, la cei 455.000 de lei sau finanțarea. Mare atenție, tot referitor la calendar, acea lună 4, luna octombrie 2025, 31 octombrie 2025, toate cele 6 locuri de muncă trebuie să fie create și atestatul de întreprindere socială obținut. Deci, practic, în cel târziu octombrie, SRL-urile înființate, SRL-uri sau ONG-uri care au obținut finanțare, trebuie să devină întreprinderi sociale, să-și obțină atestatul în cel târziu luna octombrie. Dacă cumva în noiembrie un loc de muncă nu este creat, se aplică corecții, dacă nu se obține atestatul de întreprindere socială, se rezilează contractul. Scuze, dar se mișcă așa de repede autoritățile în 4 luni de zile? Nu, am zis că înființarea se întâmplă în iunie. Contractele de subvenție se semnează cu 1 iulie. Deci între 1 iulie și 31 octombrie trebuie cele 23 de întreprinderi, de SRL-uri sau ONG-uri, trebuie să devină întreprinderi sociale. Conform atestatului. Da. Și motivul pentru care se mișcă este acea consultanță de care vă vorbeam mai devreme. Să aveți toți, va fi toate cele 23 de întreprinderi, vor beneficia de sprijin individualizat pentru a face acel dosar, ca să meargă cât mai repede, să fie cu cât mai puține, mă rog, documente lipsă sau erori. Așadar, perioada de implementare și de cheltuire a subvenției, iulie 2025, decembrie 2026, la care se adaugă încă cele 13 luni de sustenabilitate, până în ianuarie 2028. Atestatul de întreprindere socială se acordă pe 5 ani. Practic, noi nu mai avem, noi ca administrator de grant și inclusiv Ministerul Fondurilor Europene prin organismele intermediare, care și ei vă verifică pe voi, să nu mai fiți acționar majoritar în alte întreprinderi, vă verifică menținerea locurilor de muncă, noi nu mai avem o pârghie să vă spunem ce se întâmplă în mai 2028 dacă vă pierdeți atestatul de întreprindere socială. Dar, nu, acesta se acordă pe termen de 5 ani, noi suntem obligați să vă monitorizăm că sunteți în regulă până în ianuarie 2028. Oricum, toate aceste aspecte o să fie prevăzute în contract. Ați înțeles, ideea asta era calendarul.